Salutare, bine v-am găsit! Disciplinată, responsabilă, talentată și familistă, iată o scurtă descriere a invitatei de astăzi. Ruxandra Butcevski a fondat cel mai mare centru lingvistic din țară. Bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și de asemenea mă bucur să mă aflu astăzi aici. Cu drag, la descrierea mea, cu ce ați completa? Probabil cu perseverentă, pentru că am mers pe o singură idee și anume aceea de a face un centru lingvistic care să devină acreditat pentru examene Cambridge. Chiar dacă la început aveam foarte puțini cursanți, visul meu era unul mare și nu m-am lăsat descurajată de piedicile care au existat la început. Dar ce piedici ați întâlnit? De la faptul că era un centru mic, cu foarte puțini copii, la faptul că eram foarte tânără, aveam puțin peste 20 de ani când... Într-adevăr, foarte tânără și curajoasă. Curajoasă sau poate puțin inconștientă, poate câte un pic din fiecare. Și fiind poate și puțin mai mică de înălțime, uneori eram așa printre copii, nu ne distingeam sau poate foarte. Confundată, da? Da. Și atunci poate nu eram luată în serios de către anumite persoane, însă perseverența m-a făcut să mergem înainte până când ne-am îndeplinit obiectivul. Dar în 2008 aveați 14 cursanți, iar în prezent aveți 5.000 de cursanți anual. Da, la început aveam 14 cursanți, iar acum avem 5.500 cursanți atât la limba engleză cât și la limba germană, care sunt anual. Adică și anul trecut am avut tot 5.500 și acum 2 ani am avut aproximativ înspre 5.000 de cursanți. Evident, numărul crește de la un an la altul și anul acesta așteptăm și noi o creștere pe durata anului școlar. Este un business de succes? Succesul este relativ pentru orice persoană. Unii își doresc poate profitul, unii își doresc faima, unii își doresc numărul de cursanți, depinde cum privim succesul. Pentru mine este, eu m-am ghidat foarte mult la a ajunge la un număr cât mai mare de copii și adulți, adolescenți, pentru că nu mai avem doar copii cursanți, deoarece misiunea noastră este de a schimba practic mentalitatea în învățare. Ne dorim ca ai noștri cursanți să vină de plăcere, nu să fie împinși de părinți, de bunici. Ne dorim să-și dorească să fie acolo în sala de clasă și mai mult decât atât să folosească ceea ce învață, nu doar în clasă, ci și în afara sălilor de curs. Și cum pot aplica o limbă străină, engleză sau germană? Cum pot aplica copiii această limbă în viața de zi cu zi sau poate în alte proiecte? În primul rând că suntem în acest an 2023 și în epoca noastră automat posibilitățile sunt nelimitate. Multe persoane înțeleg că dacă noi îndrumăm copiii spre a avea un certificat internațional, automat îi trimitem în străinătate. Nu este, sub niciun caz nu este vorba de acest lucru. Un certificat Cambridge poate fi folosit și la echivalarea unei probe lingvistice în sistemul nostru de învățământ. De exemplu, când trecem în clasa a noua, în loc să mai susținem un test lingvistic, pur și simplu oferim acest certificat lingvistic și automat ne este echivalat cu nota 10. Sau la proba de la bacalaureat. În loc tot așa să susținem proba C de la bacalaureat, putem oferi un certificat lingvistic și practic este echivalată. Nu înseamnă neapărat că trebuie să plecăm și ne mutăm din țară. Sunt foarte mulți cursanți de ai noștri care au plecat pentru o săptămână sau pentru două la un schimb de experiență. Sau sunt anumite firme, chiar foarte multe și la noi în țară, care scutesc acel interviu în limba engleză pentru că consideră că o diplomă Cambridge, care este o certificare internațională și valabilă pe viață, oferă certitudinea cunoașterii acestei limbi. Se obține greu succesul în cadrul unui examen? Nu este neapărat greu sau ușor, este fix așa cum ne spune regulamentul.
Din perspectiva celor de la Cambridge, regulamentul nu se schimbă în timpul jocului. Adică avem foarte clare procedurile și dacă cumva intervine o schimbare, noi suntem anunțați cu un an jumătate, doi înainte. Adică nu avem parte de surprize. Există mai multe niveluri pentru care poate fi susținut un examen Cambridge. Ca și dificultate? Ca și dificultate, da. Iar noi, ca și centru, oferim posibilitatea testării, încât cursant sau non-cursant să se poată înscrie la nivelul potrivit. Evident, dacă cursantul este începător și își dorește nivel avansat, îi se va părea incredibil de dificil. Un salt mare, da. Da. Dar dacă dă pe nivelul care îi corespunde, atunci va fi o dată plăcut, va putea învăța câteva tehnici pentru examen care să-l ajute în maximizarea rezultatului și va fi și motivat să treacă la nivelul următor. Știți, există un mit potrivit căruia un copil poate învăța mai ușor o limbă străină față de un adult. Ce părere aveți? Depinde și de copil și de adult. Dacă este un adult care lucrează eventual 14 ore și după aceea trebuie, când ajunge acasă, este întâmpinat de alți doi copii care și aceia doresc câte ceva, da, este mai dificil pentru un adult. Dacă acel adult se canalizează și este motivat spre a învăța, nu consider că este mai dificil. Copiii au această disponibilitate și putem atrage în a învăța. Adulții uneori sunt deja obosiți din alte planuri și atunci le este mai greu să se concentreze. Însă să știți că am avut bunici care trebuiau să se înțeleagă cu nepoții lor, fiind plecați din care locuiau în alte părți ale lumii, da, și au fost cei mai motivați cursanți ai noștri. Nu au învățat mai greu decât copiii. Și chiar într-un an, un an jumătate, se puteau înțelege și puteau comunica cu al lor nepoți. Câtă deci, ambiție la acești bunici. Da, da. De ce ați ales un astfel de business? Practic, mi-am pus abilitățile pe o foaie și erau lucrurile la care mă descurcam. Și atunci este mai ușor să profesezi, să-ți alegi un job cu lucruri la care deja te pricepi și care îți și fac plăcere. Dar dumneavoastră ce studii aveți? Eu am studiat economia, apoi am făcut un master tot în economie pe relații internaționale și ulterior am vrut să mă specializez și pe didactica limbii engleze. Însă deja aveam de câțiva ani business-ul în momentul în care am făcut acel master în didactica limbii engleze. Deci, practic, am încercat să îmbin business-ul cu limba engleză. Prima oară a fost business-ul și apoi studiile de specialitate lingvistice. Am înțeles. Și ce provocări ați mai întâmpinat pe parcursul activității? Pe parcursul business-ului, da? Da. Sunt multe povești la noi în firmă. De la faptul că spațiul în care ne desfășuram activitatea a fost scos la licitație și a trebuit să găsim o soluție pentru a ne păstra locația, la cum s-a negociat creditul cu băncile, cu cum am reușit să obținem o finanțare foarte mare, adică abia aveam 30 de ani și făceam primul împrumut de peste 700.000 de euro, ceea ce m-a copleșit, mai ales în prima săptămână, însă am fost și extraordinar de fericită pentru că am reușit să obțin această investiție. Da. Apoi au urmat alte credite la care deja eram mult mai pregătită psihologic. Și ați făcut față. Da, față, din perspectivă financiară, mereu am fost o firmă responsabilă. Adică ne-am calculat și cash flow-ul și partea de investiții pe care o putem face și ce prețuri ar trebui să avem încât să fim sustenabili și să nu pierdem din vedere că avem și salarii, contribuții și să le putem acoperi pe toate, da. Cu ce metode inovatoare veniți pe piață?
În ceea ce privește predarea limbilor străine, engleză și germană. Am înțeles. În primul rând, am fost prima persoană care a susținut un examen Cambridge cu copii preșcolari, adică cu copii sub 7 ani. Prima persoană din România și nu se știe dacă din întreaga lume sau nu. Ce noutate, ce diversitate! Da, practic, ceea ce am făcut la început cu acei 14 copii a devenit o procedură de lucru, un mod prin care cursanții au fost învățați să scrie și să citească întâi într-o limbă străină și apoi în limba maternă. Pentru că trebuia să acoperim acest gap, această gaură care ei nu știau în limba română să scrie și să citească și a trebuit să creez materiale încât să-i ajutăm să facă acest lucru. Iar ușor, ușor, această procedură a fost preluată în firmă și au fost învățați de către alți profesori acest lucru. Pe lângă acest lucru, de exemplu, la limba germană, dacă la limba engleză părinții își pot ajuta copiii, ei bine, la limba germană lucrurile stau puțin altfel. Și părinții se simt deseori provocați și poate intrigați că nu își pot ajuta copiii acasă la teme sau să exerseze cum se pronunță anumite cuvinte. De aceea, colegii mei de la departamentul de limba germană au creat anumite programe și copiii acasă pot intra pe o platformă și un profesor le spune cum se pronunță, îi ajută la teme, da? Toate aceste lucruri sunt înregistrate și ei pot repeta lecția care a fost în clasă, o pot repeta și acasă. Vă referiți la platforma educațională online? Da, la o platformă educațională, da, care este într-adevăr online și copiii intră pe baza contului de client, da. Dar copiii se pot prezenta și în format fizic la curs? Da, copiii se pot prezenta fizic la curs, iar acasă pot exersa cu ajutorul platformei, mai ales la limba germană, unde nu beneficiază de același suport din partea părinților, pentru că nu este o limbă atât de cunoscută. Și care sunt avantajele învățării unei limbi străine, pe lângă oportunitățile care apar mai apoi? Bineînțeles că și dezvoltarea creierului nostru este alta. Nu mă refer aici doar la limba engleză sau germană. Orice limbă străină, evident că ne dezvoltă intelectual, mai ales la vârsta copilăriei. Apoi, cum spuneam, de aceste oportunități de echivalare în țara noastră, dar și putem vorbi emoțional, pentru că un examen nu are rolul doar de a certifica cunoștințele, ci și de a oferi încredere. Este foarte plăcut să te pregătești pentru ceva care știi că nu se va schimba, te pregătești după o anumită structură, la examen primești aproximativ cu ce te-ai pregătit, da? Și apoi, într-un cadru festiv, poate obții o diplomă pentru care te-ai pregătit un an sau doi. Acest lucru duce la motivarea cursanților în a se pregăti și pentru nivelul următor. La testul Cambridge se înțeleg că este necesar cam un an, doi pentru a putea susține acest test. Și la adulți și la copii? Da, pentru a trece de la un nivel la altul este nevoie de aproximativ între 1 și 2 ani în funcție de nivel. Cu toate acestea avem și cursanți care vin direct și dau un examen Cambridge. Spre exemplu, noi în anul școlar anterior am avut aproximativ 3500 de examene atât în Iași cât și în țară, din care 1400 sunt cursanții noștri. Iar ceea ce ne bucură în fiecare an este că media acestor rezultate este cu până la 7% mai mare decât media globală. Adică, practic, copiii care se pregătesc la noi sau care dau un examen cu noi au rezultate cu până la 7% mai mare. Ne puteți da niște exemple de copii care au făcut performanță cu ajutorul limbilor străine studiate în centrul dumneavoastră? Sigur. Poate mai țineți legătura cu o Sigur. Parte din aceștia? Sigur, țin legătura cu o parte din aceștia care sunt de acum mari, au peste 20 de ani. De la faptul că au intrat și-au putut alege și o facultate în străinătate, chiar am discutat cu Andrei, care este plecat din țară și își dorește să revină. A intrat la facultatea de arhitectură. Unde?
Spania, da, și își dorește să revină în țară ulterior și să profeseze. Mai avem și alți cursanți care tot așa își doresc să plece în străinătate pentru cursuri și să revină, dar avem și cazuri de copilași, care acum sunt mai mult decât adolescenți, și au putut accesa joburi pentru part-time în acest moment, pentru că au avut această deschidere printr-un certificat Cambridge. Joburile le puneți dumneavoastră la dispoziție sau doar testarea? Acum nu ne refeream la joburile din cadrul centrului lingvistic de la noi, ci din afară. Ne-am mai fost abordați de către firme din România pentru a face această evaluare a unor candidați. Și automat cei care au deja un certificat internațional, dacă firma se grăbește, au prioritate, pentru că deja putem evalua și putem face o clasificare a candidaților. Care sunt bucuriile meseriei? În primul rând, în momentul în care există o festivitate de premiere Cambridge, acolo se văd cele mai sincere emoții. Sunt copiii, adolescenții, adulții care au susținut un examen Cambridge și practic care se bucură pentru rezultatele după munca de un an sau 2 ani, cum spuneam. În general, noi avem o festivitate de premiere care se organizează pe serii, durează 2 zile cu peste 1400 de candidați, și dacă ne raportăm și la persoanele care îi însoțesc. Le organizați aici, pe Iași, Da, festivitatea, da? pentru cursanții noștri și centrele din Iași, da, organizăm aici. Și, cum spuneam, festivitatea de premiere de obicei este momentul în care și noi ne încărcăm bateriile. Este încununarea rezultatelor atât ale candidaților cât și ale noastre. Iar pentru restul candidaților pe care îi avem în alte orașe, ar fi, de exemplu, Suceava, care și ei au peste 100 de candidați în fiecare an, organizăm la ei. Dar există și aveți sedi și în mai multe orașe Da, din noi avem țară. în Iași, în Botoșani și de curând am deschis în București. Intenționați să vă mai extindeți? Există cerere? O să analizăm și alte orașe. În acest moment nu avem în plan pentru următorul an, da, deschiderea unui alt centru în alt oraș. Dar analizăm pe termen lung. Angajații cum i-ați selectat? Pe baza căror criterii? Dacă ne referim la profesori, la cadrele didactice, aici este un adevărat proces de recrutare. De la faptul că dacă nu au un certificat lingvistic care să ateste nivelul, trebuie să susțină o testare în cadrul firmei noastre. Apoi au un test practic de susținut, respectiv o lecție demonstrativă, dar dorim să observăm și dacă suntem aliniați cu valorile, pentru că un profesor la noi trebuie să fie un model pentru cursanți, nu doar din punct de vedere lingvistic, ci și ca persoană. Ne bazăm foarte mult pe abilități care sunt învățate în clasă, adică respectarea unor termene limită, ascultare activă, da? Foarte multe persoane vorbesc doar ele și nu mai lasă și interlocutorul să-și spună părerea. De asemenea, dorim să încurajăm pe a avea puterea de a reîncerca. Ok, am greșit, dar trebuie să-mi găsesc puterea de a reîncerca până când reușesc acel lucru. Pentru că, până la urmă, cel mai important este rezultatul final, nu de câte ori am încercat. Aceste modele, și ne referim la profesori, trebuie să fie empatice, trebuie Da. să aibă abilități de predare, trebuie Da, pe lângă să aibă acestea. imaginație, nu? Cum poți cuceri un copil și cum îl poți apropia de o limbă străină dacă nu ai o imaginație bogată și abilități necesare? Aici aș interveni puțin. Această creație este cumva procedurată la noi, adică avem anumite standarde pe care trebuie să le respectăm și anumite rezultate pe care trebuie să le îndeplinim astfel. Din momentul în care este angajat un profesor la noi, lucrurile sunt suficient de clare.
Există anumite lecții care trebuie predate într-un anumit... Există o anumită structură. Exact, da. Și anumite teste care se dau încât să fim siguri că rezultatele finale sunt cele pe care ni le dorim, pentru că noi oferim cursanților și garanția rezultatului. Asta înseamnă că dacă un cursant de-al nostru nu ia un examen Cambridge, noi oferim gratuit o nouă testare pe același nivel. Și una este să susții un examen Cambridge cu 10 copii și alta este să ai anual în cadrul centrului peste 1500 de examene. Iar rata noastră de promovabilitate mereu aici a fost și peste... întrebarea. Da. Da, a fost mereu peste 99%. Anul trecut școlar a fost 99,47%. Asta înseamnă că 8 cursanți nu au promovat neapărat sau nu au promovat conform standardului pe care ni-l dorim noi. Din ce motiv? Examenul Cambridge. Motivele pot fi diverse, de la faptul că s-a înscris mai târziu la cursuri, la faptul că nu a avut prezență sau pur și simplu a faptului că nu a avut o zi bună, se poate întâmpla. Însă 8 cursanți din aproape 1500 este un procent foarte, foarte mic și noi ne asumăm acest risc. Adică noi recomandăm persoanelor să se înscrie la examen pentru că avem încredere în ei și știm ce anume s-a lucrat la clasă. Și un anumit procent de 0,0% se mai întâmplă să fie necesar să mai susțină o nouă testare. Sunt scumpe aceste cursuri? Cursurile la noi variază între 1600 de lei și 2400 pe an școlar. Ele au un preț cu aproximativ 40% mai mic decât capitala țării, adică noi dacă ar fi să ne raportăm ca și competiție, în capitală avem câțiva competitori din aceeași ligă. Nu este mai scump sub nicio formă față de o pregătire și noi considerăm că în acest moment este un preț corect pentru ceea ce primesc cursanții noștri. Prețul se aplică atât la adulți cât și la copii? Prețul anual? Da. Da, deci... Este același preț? Nu, prețurile sunt diferite în funcție de nivelul la care este cursantul. Și de limba străină și la limba engleză și la limba germană este da. Același preț. Da? Da, care diferă în funcție de nivel, pentru că nivelurile cu o dificultate mai mare necesită și profesori specializați, profesori care la rândul lor au trebuit să aibă anumite cursuri, anumite acreditări încât să poată preda la nivelurile respective. Și soțul dumneavoastră activează în domeniul educației și v-am urmărit la un eveniment și spuneați că în momentul în care ajungeți acasă, încuiați ușa și încercați să vă detașați așa de problemele de la birou. Cum reușiți? Da, atât eu cât și soțul meu avem firme, adică suntem administratori. El nu este în firma Twinkle Star, el are o firmă în domeniul IT. Și în momentul în care ajungem acasă, încercăm să păstrăm situațiile de la birou departe. Într-adevăr, lui ies mult mai bine acest lucru, mie mai puțin, dar încercăm să reglăm în timp și acest aspect. Iar vinerea este a voastră, da? Vinerea sau sâmbăta, în funcție de cum avem timp. Avem o zi pe care ne-o alocăm. O zi în care stăm mai mult noi, în care ne ținem la curent cu ce s-a mai întâmplat de-a lungul săptămânii, lucruri pe care poate nu am apucat să le discutăm dacă am fost în grabă în alte zile. Și fetele ce fac în momentul în care dumneavoastră vă conectați cu soțul? Fetele noastre, adică noi ca familie, suntem foarte norocoși. Avem două perechi de bunici, avem o mătușă, avem persoane, prieteni care ne ajută și copiii noștri își doresc să meargă să îi viziteze și pe aceștia. Dacă ar fi ca mâine să plecați într-o vacanță prelungită, cu cine ați pleca și ce destinație ați alege? Cu familia și cred că aș alege Barcelona. Este unul din orașele care soțului meu îi place foarte mult și de asemenea mă simt și eu confortabil acolo. Da, nu aș avea o problemă în a pleca.
avem și concedii. Nu consider că dacă eu plec se întâmplă ceva cu firma sau cu business-ul. Sunt oameni din management care sunt capabili să preia și să descălcească orice situație ar apărea. Activitatea în sine nu este epuizantă. Pentru cine? Pentru fondatoarea acestui proiect. Pentru mine nu. Momentul dificil au fost reprezentați de primii ani. În momentul de față există multe persoane angajate care preiau din tot acest vârtej, să-i spunem, atât pe partea de creștere, da, de obiectivele pe care noi dorim să le îndeplinim în următorii ani, cât și din lucrurile care se întâmplă zilnic, situațiile care apar și care trebuie rezolvate. Însă, la nivelul acesta, nu mai sunt doar eu în control, ci există departamente. În funcție de situații, acestea sunt preluate și rezolvate. Trăgând linie, ați realizat, poate că ați făcut greșeli la un moment dat în acest business? La început, poate? Și care au fost acele greșeli? Cu siguranță au fost multe greșeli, cu siguranță sunt lucruri de învățat. Cred că unul din lucrurile care mi-a fost cel mai greu să le fac a fost partea de delegare. Și cum anume să faci corect acest lucru, să delegi un rezultat și nu task-uri punctuale pe care cealaltă persoană să nu le înțeleagă sau să nu aibă privirea de ansamblu. În momentul în care deja se deleagă un rezultat și cealaltă persoană poate să-și aleagă metoda prin care îndeplinește. Pentru că ce mi s-a părut dificil este de a lăsa această libertate, cum va realiza, modul în care va realiza rezultatul, îi aparține celelalte persoane, nu mai aparține antreprenorului. Se înțeleg că nu vă atribuiți tot binele și tot succesul doar dumneavoastră, lucrați într-o echipă. Sub nicio formă, n-aș avea acum. Avem o echipă de management formată din 17 persoane, cum spuneam, pe diverse departamente și evident că suntem o echipă în care interconectăm aceste situații pentru a le rezolva și a merge la nivelul următor. Și cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o pe parcurs, care a fost? Probabil să las acest control, să nu încerc să controlez toate lucrurile, mai ales cele mărunte, și că există oameni capabili care se pot rezolva situațiile care apar. Erați perfecționistă? Nu știu dacă neapărat perfecționistă, cât doream să știu toate lucrurile care se întâmplă în firmă cu lux de amănunte, încât să fiu un control. Și cum ați reușit să aveți acea încredere și disciplină, nu? Adică, practic, delegați anumite atribuții și lăsați omul, profesionistul, să-și desfășoare activitatea. Cum ați reușit? Prin partea de educație. Adică am început să... Autoeducație. Nu doar auto, de la cursuri, la a urma modele, la a face terapie, la a lucra cu coach, cu antrenori în business. Practic, am fost ajutată de alți oameni mult mai competenți decât mine pentru a dobândi anumite abilități. Dar ați și cerut acest ajutor? Păi altfel nu aș fi ajuns aici. V-ați gândit vreodată să renunțați? La business? Da. Nu. Niciodată. Oricât de greu ar fi fost. Nu, să renunț, nu. Într-adevăr a fost dificil în pandemie, în momentul în care mi s-a transmis că trebuie să închidem. Mi-a luat o zi, două să ne recalibrăm. Noi eram deja pe online. Noi am estimat că va exista o teamă a părinților în a-și trimite cursanții la noi și atunci noi deja ofeream o variantă de a participa online la cursuri, însă ne-a luat puțin timp să ne recalibrăm și să spunem că ok, aceasta va fi metoda prin care vom face următoarele 6 luni, un an de zile. Și prezența online a fost... mulțumitoare? Da, noi am avut doar 5% retrageri în acea, deci pe perioada pandemiei noi nu am scăzut cu foarte mult. Din perspectivă business, cei 5% a fost o scădere extraordinar de mică,
în condițiile în care foarte multe centre lingvistice s-au închis. Și ați rămas pe piață? Da, am rămas pe piață, da. Și cea mai mare descoperire din acest domeniu educațional care a fost? Nu știu dacă a fost neapărat o descoperire, ci faptul că am vrut să demonstrez întregii lumi că, indiferent de vârstă, copiii pot realiza lucruri mărețe. Copiii de foarte multe ori sunt catalogați că dacă ești mic nu poți să faci nimic, dacă ești mic ție nu ți iese lucrurile, lasă pe altul să facă că tu ai să te descurci mai încolo, tu mai trebuie să crești, mai stai puțin deoparte că mai ai de învățat. Și ceea ce am vrut să scot la lumină este că nu contează vârsta unui copil, ci contează că dacă îi explici, contează că dacă îi arăți, dacă îi arăți acea încredere și dacă prin instrumentele potrivite și acei copii pot avea rezultate extraordinare. Dar acum există această mentalitate potrivit căreia dacă ești mic nu știi nimic? Noi fiind înconjurați de oameni și de clienți care cred în filozofia noastră, nu suntem atât de mult ancorați în afară. Adică acești cursanți ai noștri, cei 5500, automat cred și au venit la noi pentru această încredere pe care noi le oferim copiilor, cursanților. Și sperăm că ne-au ales tocmai pentru acest lucru. La schimburi de experiență dumneavoastră mergeți? În străinătate, mă refer. Nu, în general am mai avut excursii. Da, facem aceste excursii în afară, tocmai pentru a dovedi că limba engleză poate fi folosită și în context de comunicare. Ceea ce am făcut noi a fost să creăm contexte la noi în Iași, prin care copiii își puteau, la noi în Iași sau în țară, prin care copiii preșcolari și ulterior și cei mai mari își puteau dovedi abilitățile. De exemplu, am creat o activitate pentru preșcolari, care a fost și avizată de către inspectoratul școlar, o activitate prin care preșcolarii veneau la una din grădinițele din Iași, se adunau și discutau câte 6 copii. Stăteau practic la masă câte 6 copii și lucrau anumite fișe. Mici cercuri, da? Da, mici cercuri. Ei aveau un alt teacher, pentru că făceam schimb de teacheri între grădinițe, și copilașii erau extraordinar de încântați prin faptul că ei puteau folosi limba engleză pentru a comunica și pentru a se înțelege între ei. Acesta a fost un pas, iar apoi am dorit să ducem la nivelul următor, să nu ne oprim doar la nivelul județului nostru. Am creat o revistă, atât pe limba engleză cât și pe limba germană, prin care copiii și adolescenții erau evaluați pentru cunoștințele lor prin acea revistă. Practic, ei trebuia să redacteze un articol sau cum funcționa? Nu, aveau exerciții, depinde de ce vârstă, aveau, de exemplu, stickere, da, autocolante pe care trebuiau să le lipească într-o anumită formă, care era dictată, sau trebuiau să potrivească anumite imagini, trebuiau să facă propoziții pe baza, iarăși pe bază vizuală, pentru că vorbim și de copii mai mici, de 6 ani, de 3, 4 ani, da? Și atunci aceștia nu au abilitățile de scriere și citire. Și trebuiau să-și demonstreze cât de buni sunt doar folosindu-se de comunicare. Pe lângă numărul mare de cursanți, pe lângă faptul că vă adresați și copiilor, cu ce alte aspecte se diferențiază centrul dumneavoastră lingvistic de alte centre din țară? Da, prin rezultatele pe care le obținem. Da, cum vă spuneam, rezultatele noastre la oricare din examene, oricare din examenele Cambridge sunt mai mari decât media de la noi din țară și mai mari decât media mondială. Una este pentru un centru lingvistic care are, de exemplu, 100 de cursanți să obțină rezultate bune și alta este să ai mii de candidați care susțin un examen și toți dintre aceștia să obțină să promoveze examenul și nu doar atât, media lor să fie mai mare decât media pe țară. Dumneavoastră ați fost și profesor de limba engleză. Da. Cum a fost experiența? Încă mai îmi lipsește uneori. Și de ce ați făcut această pauză?
Am făcut pauza în momentul în care am născut primul nostru copil, pe Ivona, iar lucrurile administrative m-au acaparat, nu doar lucrurile administrative, ci și partea de management. Mi-am dat seama că îmi doresc să ajungem la un alt nivel și atunci era nevoie să mă implic pe partea de management mai mult decât partea de predare. Pentru că a fi profesor la noi înseamnă nu doar orele de predare, trebuie să te pregătești pentru lecții, trebuie să dai telefoane părinților, să le spui despre evoluția copiilor, să faci rapoartele de feedback pentru fiecare cursant o dată pe an, trebuie să oferi recomandări pentru examen sau să spui părintelui de ce anume sau ce anume mai lipsește ca să obțină un rezultat bun. Trebuie susținute teste la clasă, care evident trebuie și corectate, da? În fiecare săptămână părinții noștri primesc un rezumat al lecției la care cursantul a participat. Adică nu este doar timpul efectiv din clasă, ci există o bună parte și o parte administrativă de predare care trebuie făcută pentru fiecare grup în parte. Țin să cred că mai mult vă lipsește prezența copiilor. Da, da. Și ce ați învățat de la copiii respectiv? Cum decurgea o oră? Cum îi învățați limbile străine? Doar engleză? Da, eu am predat doar engleză. În primul rând că eram foarte apropiată de copii. Asta nu înseamnă că nu aveam anumite reguli sau anumite limite. Întotdeauna la noi, la centru, toți copiii răspund, deci nu există că doar doi doresc să răspundă. Doar doi sunt activi. Da. Toată lumea trebuie să răspundă, fie că îi luăm pe rând, fie că îi numim noi, fie că este pe bază de voluntariat și aleg ei, dar toată lumea trebuie să se implice. Mi-a plăcut mereu să mă joc cu ei și mi-a plăcut să-i las să descopere. Să-i las să descopere răspunsul corect. De aceea eu am mers mereu pe a completa testele cu creionul și în momentul în care ei greșeau, le ștergeam cu radiera și îi rugam să mai încerce o dată, le mai dădeam niște hinturi. Erați și îngăduitoare? Nu știu dacă neapărat îngăduitoare, dar mi se pare că o persoană învață mult mai mult dacă până la urmă descopere singur răspunsul decât să-l oferim noi. Și atunci făceam acest joc, hai să vedem, uite, acestea sunt răspunsurile corecte din prima încercare, hai să vedem, mai mergi, mai încearcă. Se lucrează iarăși pe perechi, în echipe, astfel încât să poată învăța și unii de la ceilalți. Unul din lucrurile pe care noi le facem, chiar m-a amuzat uneori, ne mai spun părinți că se aude gălăgie din clasă. Da, se aude gălăgie din clasă, pentru că este o metodă colaborativă. Și cursanții trebuie să discute între ei, să se contrazică, să ajungă la o concluzie, da? Iar profesorul uneori observă și îi lasă să ajungă ei la răspunsurile sau la anumite opțiuni care reprezintă varianta grupului. Și atunci, evident, că este gălăgie în clasă. Practic, zarva aceasta este productivă. Constructivă, da. Având experiența de dascăl, lucrând și cu profesori, haideți să completăm următoarea frază. Un profesor cool este acela care știe obiectivul, dar în același timp este prieten cu cursanții în cadrul orelor. Rață sau Bucevski? Amândouă. Dar cum vi se pare mai drăguț să vi se spună? Nu cred că e vorba de drăguț neapărat. În cadrul personal folosesc numele de rață, deci dacă sun eu să fac o rezervare undeva, sunt Ruxandra Rață. Sau doamna. Dacă este vorba de business, în mare parte sunt Bucevski, Ruxandra Bucevski. Bucevski, numele l-ați preluat de la soțul? Nu. Rață este cel de preluat soțul? De la soț, pe care îl folosesc în spațiu personal. Dacă este vorba de business, este Ruxandra Bucevski. Am înțeles. Lansați o invitație către telespectatorii noștri să vină să învețe limba engleză la un centru de limbi străine sau la centrul dumneavoastră? Sigur că da. Indiferent dacă învață la un centru de limbi străine sau dacă părinții își ajută acasă cursanții, noi chiar am avut programe prin care părinții puteau să își ajute în mod gratuit, da? Să-și ajute copiii să învețe o limbă străină, este extraordinar de important. Mai ales limba engleză, care cumva este standardul, este minimul cerut în această perioadă.
Ce pot eu să spunem este că vom avea ore demonstrative gratuite, unde îi așteptăm cu drag să vadă dacă există acea compatibilitate între copil și profesorii noștri. Doamna Luxandra, mulțumesc pentru prezența aici în studio și vă mai aștept. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut plăcere. Și mie. Mulțumesc, Nisa, pentru vestimentație. Până data viitoare, toate cele bune.